Platforma ING Business vă permite să modificați în orice moment datele de contact ale utilizatorilor. Datele de contact sunt unice pentru fiecare utilizator, iar odată modificate, ele vor fi valabile pentru fiecare companie pe care utilizatorul este împuternicit. Reprezentantul legal al companiei poate modifica datele de contact pentru sine sau pentru oricare alt utilizator. Puteți modifica datele de contact din secțiunea Tranzacții și solicitări. În modulul Self-Service, inițiați o solicitare nouă. Sistemul va afișa o fereastră nouă unde va trebui să alegeți să modificați datele de contact. În noul ecran deschis, selectați utilizatorul dorit. Completați noile date de contact, numărul de telefon și sau noua adresă de e-mail. Acestea nu trebuie să fie folosite de un alt utilizator ING Business. Apăsați Confirmă. Pentru aprobare, în noua fereastră deschisă, apăsați Semnează și Trimite. Introduceți apoi codul primit prin mesaj SMS și confirmați prin butonul Semnează și Trimite. În cazul în care există doi reprezentanți legali ai companiei, cererea trebuie să fie aprobată de către ambii. Transmiterea cererii va fi confirmată prin afișarea unui mesaj de tip banner pe ecran. În scurt timp, atât reprezentantul legal cât și utilizatorul pentru care au fost modificate datele vor primi confirmarea modificărilor făcute prin e-mail. În modulul Self-Service puteți vedea ulterior lista și statusul solicitărilor făcute. Modificările făcute asupra datelor de contact ale utilizatorilor pot fi vizualizate ulterior în zona Administrare și unelte, secțiunea Setări generale, Detalii utilizatori.